demonstrate fața lumii mesianitatea Lui și oamenii, plini de bucurie, au așternut haine și au spus Osana, binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. Și dimineața aceasta aș vrea ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie revărsată peste fiecare dintre dumneavoastră. Vă invit să intrăm în rugăciune și să-i mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, să încredințăm lucrarea din ziua de astăzi în mâna Lui și Dumnezeu să dea har și binecuvântare. Haideți să le rugăm. Să deschidem Sfânta Scriptură la pagina 593, ca text de bază pentru templul de rugăciune, dimineața aceasta, din Psalmul 70. Pagina 593. Omul Dumnezeu David spune așa. Grăbește, Dumnezeule, de mă izbăvește. Grăbește de mi ajută, Doamne. Să rămână de rușine și înfruntați cei ce vor să-mi ia viața. Să dea înapoi și să rușească cei ce îmi doresc pieirea. Să se întoarcă înapoi de rușine cei ce zic, aha, aha. Toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Eu sunt sărac și lipsit. Grăbește să-mi ajuți, Dumnezeule. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Doamne, nu să vă fi. Dragii mei, uneori în viața aceasta, problemele se acutizează așa de mult, încât, efectiv, poate nu mai găsim nicio soluție. Uneori, încercările sunt așa de mari, încât credem că viața noastră este în joc. Că firul vieții noastre se apropie de sfârșit. Și într-un astfel de moment era așa omul lui Dumnezeu David în salmul acesta. Credea că pentru el nu mai este scăpare. Credea că pentru el viața se poate opri. Poate la noapte sau mâine. Însă am văzut în omul lui Dumnezeu acea încredere de plină în Dumnezeu care poate izbăvi. Și atât de mult era conștient de faptul că Dumnezeu poate să-L izbăvească încât și la începutul salmului și la sfârșitul lui vine și spune Doamne, grăbește-te, Doamne! Eu știu că Tu poți să mă izbăvești. În dimineața aceasta, dragii mei, chiar dacă avem probleme și încercări și frământări, viața noastră știm că este în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care poate să ne dea izbăvire. Amin? Amin. Și ne rugăm ca Dumnezeu să o facă.
Pentru că niciodată prin soluțiile noastre nu putem rezolva problema. Dar ne-am pus încrederea în Dumnezeu mare. Și știm că Dumnezeu are soluție. Și vrea să aruncăm toate poverile noastre asupra Lui, toate îngrijorările noastre, toate frământările noastre. Și El însuși va purta de grijă. Și vrem în dimineața aceasta să o facem. Vă invit să intrăm într-o rugăciune în care frământările noastre, ceea ce ne apasă, să lăsăm la picioarele Domnului. Și Dumnezeu care cunoaște cauzele noastre și frământările noastre, să lucreze cu bunătate și cu braț puternic. Amin. Haideți să ne rugăm.
Slăvi să fie Domnul! Dragii mei, după cum spunea și Florin, există momente în viață când trecem prin anumite momente dificile. De fapt, aceasta este și condiția noastră. În viață, la un moment dat, ne confruntăm cu anumite necazuri. Însăși, Domnul Hristos a spus, în lume veți avea necazuri. David, autorul acestui psalm, 70, a trecut și el prin situații critice. Amintiți-vă de Saul, care a fost pe urmele lui și a pus să ia viața și de alții. Amintiți-vă de luptele pe care David le-a avut de dus. Amintiți-vă de problemele din familia lui, în special cu copiii săi. David a fost un om care a experimentat ce înseamnă necazul, ce înseamnă o situație critică. Dar, dragi mei, știți ce îmi place la David? David, în necazul lui, în problema lui, a fost onest față de Dumnezeu, față de problema lui și față de starea lui. David a fost onest cu Dumnezeu și a spus care este problema lui. A avut curajul să spună că este sărac și lipsit. Că sunt oameni care urmăresc să ia viața și că are nevoie imediată, că are o nevoie stringentă de ajutorul lui Dumnezeu, de intervenția lui Dumnezeu. Dar nu s-a prefăcut că nu are starea și problemele pe care de fapt le avea. Dragii mei, David a fost un om onest în rugăciunile lui și nu s-a prefăcut. Și s-a rugat lui Dumnezeu să-l scape de sabie, să-l scape de vrăjmași, să-l scape de păcate, să-l scape de frică, să-l scape de oameni înșelători, să-l scape de oameni care vor să ia viața. Și asta îmi place foarte mult la David, că a avut curajul să fie onest cu Dumnezeu. Mântuitorul Hristos, de asemenea, când a simțit povara pe care trebuia să o ducă la Golgota, a fost onest în rugăciunea lui cu Tatăl și a spus, Doamne, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și pentru că a fost onest și pentru că a îndrăznit, Mântuitorul Hristos a experimentat ce înseamnă să biruiești lumea. Dragii mei, nu știu care sunt necazurile sau urgențele dumneavoastră. Dar știu că Dumnezeu nu se supără dacă suntem onești cu El în rugăciunile noastre. Dacă îi spunem lui Dumnezeu să intervină repede în necazul nostru, în problema noastră. Și El poate să ne ajute, pentru că El înțelege cel mai bine necazul nostru, pentru că El are puterea să facă și are disponibilitatea să facă. Și când ne confruntăm cu probleme, poate cu boală, poate cu eșec, poate cu păcate, poate cu frică, El vrea ca în necazul nostru să-L experimentăm ca un Dumnezeu care este izbăvitor și ajutor pentru noi. Și asta înseamnă ca noi să fim onești. Asta presupune ca noi să fim onești cu El. Cum a fost și David și cum a fost și Hristos. Dragii mei, aș vrea să vă îndemn în această dimineață la onestitate. În viața dumneavoastră, în rugăciunile dumneavoastră, înaintea lui Dumnezeu. Și știu că ăsta este modul în care Dumnezeu poate să schimbe tânguirile noastre în veselie. Este modul în care Dumnezeu poate să schimbe necazul nostru în bucurie, în biruință. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare. Și în această rugăciune, să ne rugăm Domnului să ne ajute să fim oameni onești în viața noastră și în rugăciunile noastre față de El. Haideți să ne rugăm.
aceasta pentru că iubim mântuirea lui Dumnezeu. Și spunea David, cei ce vezi mântuirea ta să zică fără încetare, să lăudăm pe Domnul. Așa să le deschidem inimile în dimineața aceasta și să lăudăm pe acela care merge în toată slavă și cinstea. Și de asemenea, cei ce te caută, spunea David, să se bucure, să se bucure și să se veselească. Și vrea în dimineața aceasta să avem această atitudine de bucurie înainte lui Dumnezeu. Și de a-L glorifica pe Cel care merită toată gloria și slavă. Dimineața aceasta așteptăm cu toții binecuvântarea lui Dumnezeu. Vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei dragi ai noștri. Să binecuvinteze biserica. De asemenea, în dimineața aceasta știm că patru familii își aduc copiii la binecuvântare. Așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, binecuvântarea lui Dumnezeu este condiționată de câteva lucruri. Și pentru aceasta vă invit să deschidem la Ieremia, capitolul 4. Aș vrea să citesc un singur verset. Pagina 739. Versetul 2. Dacă vei jura, viu este Domnul, cu adevăr, cu neprihănire și cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în Dumnezeu și se vor făli cu Dumnezeu. Iată, dar omului Dumnezeu vine și spune, dacă vei jura, dacă vei proclama, dacă vei spune, viu este Domnul, Hristos, Domnul vieții tale. Cum s-o face? Îndeplin cele trei mari puncte amintite aici. Atunci Dumnezeu ne va binecuvânta. Și vom fi o binecuvântare pentru ceilalți. În primul rând, dacă vei proclama, dacă vei spune Hristos, Domnul vieții tale, cu adevăr. Și asta înseamnă, dragii mei, să avem sursa potrivită. Sursa de tot. Trăim într-o societate bazată pe surse, pe informații. Atât în mijloacele mass media, cât și online. Sursele merg cu repeziciune. Dar pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, care așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu, este extrem de important să avem sursa potrivită. Și aceasta trebuie să fie, și aceasta trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Pentru aceasta, atunci când în viața noastră avem sursa potrivită, cuvântul lui Dumnezeu. Să știți, viața noastră se schimbă. Ea conduce la câteva lucruri. În primul rând vine cuvântul Domnului și ne spune că ea conduce la un comportament și o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. De exemplu, se întreba la Hristul, cum își va ține tânărul curată cărarea? Și răspunsul vine îndreptându-se. Corectându-se după sursă, după cuvântul tău. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, îi spunea Pavel lui Timotei că tu trebuie să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. 1 Timotei 3 cu 15. Iată, dar atunci când în viața noastră aplicăm corect sursa, care este cuvântul lui Dumnezeu, să știți, comportamentul se schimbă. Atitudinea se schimbă. Conform acestui standard care este cuvântul. Și Doamne ajută-ne să ne schimbăm așa. Apoi, acest lucru ne duce și la sfințire. Domnul Iisus se ruga în Ioan 17 și spunea, Tată, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Iată, dar te conduce și vă conduce la o viață de sfințire. Și apoi, ne conduce la credință. Și aș vrea să citesc Efeseni, capitolul 1, versetul 13. Aici, omului Dumnezeu, Pavel spune așa. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în El. Ați crezut în El. Și lucrul acesta, să știți, mai conduce la așa. La creștere spirituală. Nu se poate să te adâncești în cuvântul lui Dumnezeu și să nu crești spiritual.
capitolul 4, versetul 15. Ci credincioși adevărului, în dragoste, să crește în toate privințele. Doamne ajută-ne la aceasta. Vrem să avem în viața noastră cuvântul Tău ca și normă de viață, ca și sursă adecvată. Apoi, omul de Dumnezeu vine și spune în Ieremia că pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu, pe lângă sursa potrivită, care este cuvântul, este foarte important contextul în care trăim. Și acesta trebuie să fie un context de neprihănire. De neprihănire. Pentru că atunci când viața noastră este o viață de neprihănire, Dumnezeu își lasă îndurarea peste noi. Semănați potrivit cu neprihănirea, spune Osea, și veți secera potrivit cu îndurare. Dumnezeu își lasă îndurarea. Dar pentru aceasta cere Dumnezeu viață de neprihănire. Apoi, de asemenea, viața de neprihănire aduce binecuvântare în ființele noastre. Domnul Iisus Hristos spunea pe Muntele Fericirii, în Matei, capitolul 5, versetul 6, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Dumnezeu îi binecuvintează. Avem acea sete cu foamea de neprihănire? Pentru că așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Vrem ca Dumnezeu să o dea. De asemenea, neprihănirea nu trebuie să fie numai de moment, ci ar trebui să fie o permanență în viața noastră. Și citesc din Luca, capitolul 1, versetul 75. Aici, în cântarea lui Zaharia, omul lui Dumnezeu vine și spune, versetul 75, trăind înaintea lui Dumnezeu în sfințenie și neprihănire, nu din când în când, ci în toate zilele vieții noastre. Doamne, ajută-ne la aceasta. În toate zilele vieții noastre. Da, neprihănirea este o permanență în viața noastră. Și nu o neprihănire personală pe care ne-am pregătit noi după un șablon, după un tipar, ci o neprihănire primită de la Domnul. Și citesc apostolul, cuvintele apostolului Pavel din Roman 10, versetul 3 și 4. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. Și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii. Pentru ca oricine crede în El, oricine crede în El, să poată căpăta. Ce anume? Neprihănirea. Doamne, mărește-ne credința. Iată, dar binecuvântarea lui Dumnezeu te conduce la sursa potrivită, care este cuvântul. Binecuvântarea lui Dumnezeu te conduce și mă conduce la un context adecvat, care trebuie să fie neprihănirea. Și în al treilea rând, te conduce la o aplicație corectă, care trebuie să fie aici amintit de cuvântul Domnului, dreptate. Dreptate. Știi? Despre fiii lui Samuel, Ioel și Abia. Erau judecători. Au făcut și Institutul Teologic, s-au pregătit, s-au calificat, au învățat de la mare profesor Efremi. Însă, ai fi zis că în momentul în care au fost instituiți în slujbă, ca și preoți, oamenii aceștia corespund din toate punctele de vedere. Așa a fost la primul fel. Corespundeau, pentru că aveau în spate bagajul de cunoștință, pregătirea necesară. Însă, atunci când vorbim de aplicație, să știți, faptele vorbesc. Chiar dacă, din punct de vedere mental, am acumulat multe informații, ne-am pregătit dacă nu aplicăm corect ceea ce am învățat. Să știți, pierdem din vedere dreptatea lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia le spune nu Samuel 8, cu versetul 3, că fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele tatălui său, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau pe tatăl. Ca și preoți, ca și
face dreptate. Face dreptate. Este mai plăcut înaintea Domnului decât jertfă. Doamne, ajută-ne să fim oameni buni. Așa cum amintea Răzvan, oameni onești. Sincer, în tot ceea ce face. Omul Dumnezeu Asaf vine și el și spune în Psalmul 83. Citesc. 82, versetul 34. Faceți dreptate celui slab și orfan. Dați dreptate nenorocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit. Izbăviți din mâna celor răi. Iov vine și spunea, Doamne, dacă am ridicat mâna împotriva celui sărac, celui lipsit, celui nenorocit, simțindu-mă sprijinit de judecători. Avea relații. Nu s-a considerat. A încercat și a vrut ca viața lui să fie o viață corectă. Și ne cheamă Dumnezeu și pe noi la o viață dreaptă și corectă. Pentru că atunci aplicăm corect ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Dragii mei, când avem parte de sursa adecvată, de cuvântul Domnului, într-un context de neprihănire și aplicând corect, cu dreptate, să fim siguri și să fim siguri că Dumnezeu ne binecuvântează. Că Dumnezeu ne binecuvântează. Când așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu, aș vrea să evaluăm cele trei mari lucruri. Ceea ce Dumnezeu ne învață în Scriptură, cum trăim viața noastră și cum aplicăm ceea ce am învățat. Citesc cuvintele Domnului din Isaia 45. Setul 25. Cuvântul Domnului spune așa. În Domnul vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel. Vreau să stăm în puțin în dimineața aceasta. Și se spune, Doamne, ne așteptăm binecuvântarea. Vrem să rămânem fideli Scripturii. Vrem să trăim o viață de neprihănire. Și vrem să aplicăm corect, fiind oameni drepți și corecți înaintea Ta. Păi mi se ne ridicăm. Thank you.
facă urgent în dreptul problemelor noastre materiale. Când este vorba de sănătatea noastră, este vorba de rezolvarea problemelor noastre. Dar Psalmistul spunea în versetul 4, tot cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Vrea ca preocuparea noastră numărul, urgența noastră numărul în fiecare, peste toate urgențele acestui pământ, să fie mântuirea noastră, sfârșit să fie numele Tău. Să dorim ca mântuirea lui Dumnezeu să aibă loc în viețile noastre ale tuturor. Aș vrea acum să citesc câteva urgențe în care este nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și au venit aici câteva bilete care suntem solicitați să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină de urgență. Spuneam, e important să ne rugăm și să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru urgențele acestea, trecătoare, vremelnice. Să nu uităm ce avem în vedere. Urgența primordială, urgența numărul 1, mântuirea sufletelor noastre. De aceea, aș vrea să citesc aceste bilete care au sosit aici pentru cauză. Și pentru asta vă invit să stați încălcați, să stăm împreună în invitațiile Domnului. Și vreau să citesc aceste bilete care au sosit și să ne rugăm cu credință Domnului. Pentru că David spunea în psalmul pe care l-am citit și l-am avut aici la timpul de rugăciune. Spre finalul psalmului el spune așa. Eu sunt sărac și lipsit. Grăbește să-mi ajuți Dumnezeule. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Doamne, nu se zăbovi. Dumnezeu să intervină și să nu zăbovească. Să intervină de urgență aceste cauze. Și unul dintre bilete spune așa, vă rog, să aducem în rugăciune înaintea Domnului a familiei care trece prin grele încercări. Cred că Domnul poate să aducă izbăvirea în dreptul acestei familii. Sola Sandu Mic spune lucrul acesta și suntem solicitați să ne rugăm pentru această familie. Domnul să aibă milă, să se îndure și să lucreze la unitatea și pacea din această familie. Rog biserica să facă o rugăciune pentru un copilaș căutru, pe nume Emanuel din Timișoara, internat la spitalul din Cluj, care a suferit o intervenție chirurgicală la inimă, dar mâine urmează să-i se amputeze de la mâna dreaptă degetele. Vă mulțumesc. Domnul să aibă milă și să lucreze și dreptul acestei cauze, acestui copilaș și să se îndure. Vă rugăm să susținem în rugăciune pe micuța Sara de 11 luni, David de 2 ani și pe mama lor, Daniela Geloan, care sunt internați la spitalul de boli infecțioase. Domnul să aibă milă de această familie și să lucreze. Uite, biserică, vă rog să mă ajutați în rugăciune pentru fiul meu, Dar, ca Domnul să-l mântuiască. Cred că el poate lucra. O mamă, vă mulțumesc. Domnul să aibă în vedere și să aibă în atenție aceste cauze. Și să fie și în atenția noastră această rugăciune. Să amintim aceste cauze și să ne rugăm cu credință, așa cum ne învață Cuvântul Scripturilor. Și Dumnezeu, care este izbăvitorul nostru, să lucreze în milă și în îndurare, nu în meritele noastre. Amin. Thank you.
Joi și vineri.
toți ce pot, nu au probleme de sănătate, sunt chemați, suntem provocați să stăm înaintea Domnului în post și rugăciune. Dumnezeu să ne ajute și să ne îndrepicească la aceasta. Salutăm familiile care deja au sosit cu copilașii, Domnul să ne binecuvânteze. Cum ne-ați venit în casa Domnului și era binecuvântarea Domnului să se reverse din plin peste la vieții voastre și ale copiilor voștri. Să lăudăm numele Domnului cântând împreună. În acest timp Domnul să binecuvânteze pe fratele Sini să vină în față, apoi și corul bisericii va cânta slava Domnului o cântare potrivită sărbătoarea din această dimineață, sărbătoarea binecuvântării celor bucuți. Haideți acum să cântăm împreună slava Domnului și în acest timp fratele Sini să vină în față. Thank you.
Spunea unul din frați la ora de rugăciune că așteptăm binecuvântarea Domnului. Și așa este, așteptăm binecuvântarea Domnului peste toată adunarea și în mod special în această dimineață peste cei patru micuți. Dar știm că este frumos și se cuvine ca noi să binecuvântăm întâi pe Dumnezeu. Și asta vrem să o facem noi coriștii și vrem să vă uniți și dumneavoastră împreună cu noi să binecuvântăm numele Domnului și El mai apoi să își lasă binecuvântarea Lui peste noi toți. Cântarea aceasta face parte dintr-un proiect nou pe care noi l-am început, de imnul vechi și imnul noi, în care credem că Domnul ne-a condus să intrăm și vă solicităm rugăciunile dumneavoastră și participarea atât prin rugăciune cât și prin cântare împreună cu noi. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Thank you.
Slăvit să fie Domnul! Deschidem împreună Cartea Sfântă la Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, și vom citi cuvântul Domnului de la versetul 13 la versetul 16. Ascultăm cuvântul Domnului. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Luăm locurile. Mulțumesc Domnului că în această dimineață sunt împreună cu dumneavoastră aici în templul lui Dumnezeu și mulțumesc Domnului căci El este acela care ne oferă binecuvântarea pentru fiecare. Sigur, familia fratele Mirință și a sorei Lidia și celelalte familii sunt în locul acesta și așteaptă binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Și alături de ei toți, ca și Biserica Domnului Iisus Hristos, ca și trupa Fiului lui Dumnezeu, avem aceeași dorință, ca acești micuți să capete binecuvântarea Domnului. Binecuvântarea lui Dumnezeu, dragii mei, are loc în prezența și spre slava Domnului. Altădată, Aron și-a ridicat mâinile spre cer și a binecuvântat pe poporul Israel după ce aceștia au adus toate jertfele înaintea lui Dumnezeu. Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii și în momentul acela slava lui Dumnezeu s-a coborât peste ei și peste întregul popor și un foc de la Dumnezeu s-a coborât în momentul acela și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Și tot poporul în momentul acela au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ slăvind pe Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu are loc în prezența slavei Tatălui din ceruri, în prezența Fiului, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și în prezența Duhului Sfânt. Și suntem în locul acesta în prezența unui Dumnezeu viu care oferă această binecuvântare. Binecuvântarea Domnului este pentru cei mici, pentru cei tineri, pentru cei maturi, pentru cei în vârstă, ca prin ceea ce oferă Dumnezeu în binecuvântare, noi toți să devenim copiii Domnului. Binecuvântarea Domnului aduce peste noi o protecție divină. Binecuvântarea lui Dumnezeu aduce în viețile noastre îndurare și înțelepciune. Binecuvântarea lui Dumnezeu aduce în viețile noastre putere și pace. Și prin aceste lucrări, Dumnezeu lucrează în viețile noastre, lucrează în inimile noastre, ca El să salveze viața noastră și să aducă mântuire în dreptul nostru. Și fie în această zi, în locul acesta, prezența slavei lui Dumnezeu, prezența binecuvântării lui Dumnezeu, Domnul să binecuvinteze pe cei mici, pe cei tineri, pe cei maturi și pe cei în vârstă. Și Domnul să mântuiască. Glorie Domnului! Iubiții mei, părinții sunt împreună cu copiii aici în locul acesta. Și acum la binecuvântare am vrea să ne aducem aminte și totodată să învățăm din lucrarea lui Dumnezeu ce vrea Domnul în dreptul familiilor noastre. Eu știu că poate că alături de familii întregi, de soți, soții și de copii, poate sunt familii în care nu este tată sau nu este mamă.
Sau sunt familii în care copiii n-au părinți, dar știu că Dumnezeu este acela care se îndură de toate familiile noastre, fie că sunt întregi, fie că nu sunt întregi. Dumnezeu este acela care se îndură și cunoaștem lucrul acesta din Cartea Sfântă. Dar pentru că suntem familii înaintea Lui Dumnezeu, împreună cu cei dragi în locul acesta, am vrea acum, aici, să ne amintim căci Dumnezeu este Cel care a creat familia și Dumnezeu este Cel care a creat Biserica Domnului Iisus Hristos. Și în familie și în biserică Dumnezeu se proslăvește. Și ca Biserica Domnului Iisus Hristos, ca trup al Domnului Iisus Hristos, să fie binecuvântată, să fie neprihănită, să fie o stare după voia Lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie ca familiile noastre să fie familii binecuvântate. Familii în care să se manifeste slava Domnului. Familii în care să se manifeste prezența Domnului, prezența Duhului Sfânt. Familii în care să fie rugăciunea, să fie ridicate altare în familiile noastre. Familii care să urmărească sfințenia. Familii care să urmărească ascultarea de Dumnezeu. Și toate lucrurile acestea, din familie, părinți și copii, le vor aduce în locul acesta de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și venind în locul acesta, noi îl aducem pe Dumnezeu. Aducem slava Domnului. Și doresc în această zi ca slava lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre și în inimile noastre. Și familiile noastre să fie familii binecuvântate. Suntem familii binecuvântate dacă în această zi, dragii mei, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce zice cuvântul Domnului în Cartea Efesenilor, de la capitolul 6, începând cu versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și în învățătura Domnului. Relațiile din familiile noastre, relațiile dintre soț și soție, relațiile dintre părinți și copii aduc la suprafață prezența lui Dumnezeu sau nu aduc la suprafață prezența lui Dumnezeu. Dar în aceste relații, ca să fim familii binecuvântate, Domnul ne învață în această zi că părinții au o datorie față de copii. Și această datorie față de copii este să crească copiii în mustrarea și în învățătura lui Dumnezeu. Sunt multe lucrările la care suntem chemați pe pământul acesta. Și trăind în lumea aceasta socială și materială, uneori mintea noastră, cugetul nostru și inima noastră sunt îndreptate înspre alte lucruri. Și la un moment dat credem că în viața noastră aceste lucruri, fiind mai importante, le așezăm undeva mai la o înălțime mai mare față de ceea ce ne cere Dumnezeu. Dragii mei, în această zi, cuvântul Domnului ne spune că noi trebuie să învățăm copiii noștri să învățăm mustrarea și învățătura lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze și Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Pentru că copiii noștri, venind în locul acesta, ei îl vor slăvi pe Domnul. Ceea ce vor auzi în casele noastre, ceea ce vor auzi în familiile noastre, ceea ce îi vom învăța noi, va rămâne în inima lor, în sufletul lor, atâta timp cât vor trăi pe pământul acesta. Cuvântul Domnului semănat de mama și cuvântul Domnului semănat de tata în sufletul lor, va rămâne acolo, în locul acela pe care l-a așezat Dumnezeu în noi.
familia, soțul și soția, în ochii copiilor, în învățătura și mustrarea lui Dumnezeu, trebuie să fie în unitate. Copiii noștri trebuie să vadă unitate între soț și soție. Atunci când luăm decizii pentru ei, când luăm decizii în dreptul familiilor noastre, când luăm decizii pentru noi, ei trebuie să vadă o unitate între soț și soție. Chiar dacă trăim vremuri de criză, unitatea aceasta trebuie să o vadă copiii noștri. Pentru că ei văzând această unitate, ei vor rămâne lângă părinți și vor rămâne lângă Dumnezeu. Atunci când Amram și Iochebed au trebuit să iei o decizie pentru copiii lor, decizia aceasta au luat-o împreună și decizia aceasta au luat-o în unitate și Dumnezeu a privit spre Moise, a privit spre această casă și Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a salvat copilul. Iubiții mei, copiii trebuie să vadă în noi o unitate. Apoi, în al doilea rând, trebuie să vadă în soț și soție, în părinților, un model demn de urmat. Un model atât în ceea ce privește starea înaintea lui Dumnezeu, un model atât în ceea ce privește lucrarea de pe pământul acesta. Pentru că Domnul este acela care binecuvintează cu binecuvântările cerești, cu binecuvântările pământești și ceea ce binecuvintează Domnul rămâne binecuvântat atâta vreme cât rămânem sub binecuvântarea Lui. Dar Dumnezeu dorește ca noi, părinții, să fim în fața copiilor noștri un model. Așa cum altădată Elisabeta și Zaharia au fost un model pentru băiatul lor, pentru Ioan, care a fost robul lui Dumnezeu, care a fost deschizător de drumuri înaintea Domnului Iisus Hristos, care a fost omul lui Dumnezeu, care l-a proslăvit pe Dumnezeu. Noi, ca și părinți, soțul și soția, trebuie să fie un model ca și altădată părinții lui David pentru el. Pentru că David a fost crescut în familie, în Betleem. Și cu creșterea din familie, din Betleem, alături de părinții lui, el mai târziu, tânăr, el mai târziu ca împărat al Israel, el mai târziu ca rob al lui Dumnezeu, iubitul lui Dumnezeu, el, în el s-a văzut creșterea aceea din familie, din casă, din casa din Betleem. Și Dumnezeu să ne ajute și Domnul să ne binecuvinteze. Apoi copiii noștri trebuie să vadă în soț și soție, în părinți, trebuie să vadă în ei o încredere neclintită în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care aduce izbăvire și Dumnezeu este acela care aduce o scoatere din orice criză care avem înaintea Domnului. Iair, când a avut o problemă, dragii mei, s-a dus înaintea lui Dumnezeu. Când a avut o problemă cu fetița lui, s-a dus la Domnul Iisus Hristos. Pentru că în el i-a rămas toată nădejdea și a crezut că Domnul Iisus Hristos este Cel care poate să-l izbăvească, a crezut că Domnul Iisus Hristos este Cel care poate să intervină la fiica lui, poate să intervină la boala ei, la suferința ei. Și cu adevărat când a intrat Iisus Hristos în casa aceasta și a strigat Talita Cumi, în momentul acela, Duhul s-a întors în fetiță și Iisus i-a dat-o vie lui Iair. Dragii mei, în familie, soțul și soția, părinții, sunt chemați să învețe copiii, să țină copiii, să crească copiii în mustrarea și în învățătura Domnului. Și copiii să vadă în părinți o unitate desăvârșită, un model demn de urmat și o credință neclintită că Dumnezeu se îndură de părinți și Dumnezeu lucrează prin credința lor. Iar de partea cealaltă, spune cuvântul Domnului, copii, ascultați Domnul de părinții voștri, căci este drept. Pentru copii, pentru cei mici nu pot să înțeleagă acum, dar pentru cei mai mari, și până când avem părinți care ne trăiesc, rămâne valabil cuvântul acesta.
să ascultăm în Domnul de părinții, de părinții noștri. Două aspecte ale ascultării pe scurt. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și apoi vreau să vă spun că ascultarea este impusă de cuvântul Domnului și este necondiționată. În orice situație, Dumnezeu ne cere supunere în ascultare de Dumnezeu. Și Domnul să binecuvinteze copiii. Și Domnul să-i cerceteze pe cei tineri. Dragii mei, s-a făcut o statistică și în statistica aceasta se zice că foarte mulți tineri, de la 15 ani în sus din familiile noastre, părăsesc biserica, părăsesc adunarea. Știți de ce? Pentru că nu-i ascultare. Neascultarea este păcat. Și spune cuvântul Domnului că în vremurile din urmă, oamenii vor fi răi. De ce vor fi oamenii răi? Printre altele se spune că vor fi neascultători de părinți. Neascultarea este un păcat. Și neascultarea duce la rău. Și neascultarea înseamnă să fii departe de Dumnezeu, departe de ochiul Domnului. Altădată, Dumnezeu la un moment dat, pe vremea când trăia Noe, sau când l-a ridicat pe împăratul Saul, a spus cuvintele acestea. Îmi pare rău că l-am făcut pe om, pentru că este pornit numai spre rău. Sau îmi pare rău că l-am ridicat pe Saul împărat, pentru că a ajuns la un moment dat în viața lui să nu mai asculte de cuvântul Domnului. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în dreptul copiilor, în dreptul celor tineri și în dreptul nostru, cât timp mai suntem încă copii, să ascultăm de părinții noștri în Domnul. Ascultarea noastră este în Dumnezeu și ascultarea noastră va aduce binecuvântare. Binecuvântarea Domnului are loc în prezența slavei lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos este Cel ce binecuvintează pe cei mici, pe cei tineri și pe cei mari. Ca ei, într-o zi, să facă legământ cu Domnul, să-L mărturisească pe Dumnezeu în apa botezului, să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu în viața lor și să fie mântuiți. Binecuvântarea, dragii mei, are loc ca familiile noastre să fie familii binecuvântate. Și familiile binecuvântate vor forma o biserică binecuvântată. Căci acolo unde va fi prezentă slava lui Dumnezeu în familiile noastre, vom aduce slava lui Dumnezeu în locul acesta. Și familia este chemată de Dumnezeu să învețe copiii și să-i mustre în învățătura lui Dumnezeu. Soțul și soția să fie tot timpul în unitate, să fie un model și să aibă nădejde întotdeauna. Căci Hristos Domnul este Cel care a turnat credință în ei și prin credința în Fiul lui Dumnezeu, Domnul dă izbăvire în orice situație de criză. Iar copiii sunt chemați de Dumnezeu să asculte de Domnul. Să asculte în orice împrejurare și în orice situație și ascultând de Domnul, vor fi gata întotdeauna să asculte de părinții lor. Iar ascultarea, dragii mei, face mai mult decât toate jertfele. Dumnezeu să binecuvinteze copiii și Domnul să binecuvinteze poporul întreg. Amin. Însă ei au fost liniștiți. Mulțumim
Domnului pentru binecuvântările pe care ni le-a dat și le așteptăm în continuare. Sunt părinți care vin aici pentru prima dată și au emoții inerente, sunt care vin pentru a doua oară, sunt alții care vin pentru a treia oară. Dumnezeu să binecuvânteze și părinți, deopotrivă, cu copilașii și întreaga biserică. Vreau să stăm ridicați înaintea Domnului împreună. Vă rog aici cu fratele Frații Sfântitor, fratele Sadu Mic și fratele Foc Florin, să vină în față. Fratele Deluzu Mate își face ei pe rând, textul privitor la binecuvântare, pe rând, Frații Sfântitor îi vom lua în brațe și vă cere în numele Domnului prin rugăciune peste fiecare care vine în față. Doi părinți tineri au așteptat întâlnirea.
tăcere și speranță în durarea și ajutorul Tău, Doamne. Și iată pe ei și rodul trupului, Doamne, lor, pe micuțul Matei în fața Ta, în casa Ta. Ei așteaptă binecuvântarea. Noi așteptăm binecuvântarea Ta, Doamne, pe care Te rugăm frumos să le dorești în plin, Doamne. M-a dus și ținem înaintea Ta, Doamne, în primul rând, îl aducem înaintea Ta, Doamne, Dumnezeule, prin Iisus Hristos, acest copilaș, și Te rugăm frumos să lași binecuvântarea Ta, Doamne. Binecuvântare în sănătate, binecuvântare în pricepere, binecuvântare în dezvoltare, binecuvântare în înțelepciune, binecuvântare în ceea ce privește protecția Lui Tău, Doamne, în viața Lui. El este micuț acum, Doamne, nu știe viitorul, nici noi, nici părinții Lui, Doamne. Dar, Doamne, suntem binecuvântați de Tine, Doamne, și răziți de faptul, Doamne, că Te cunoaște pe Tine, Mântuitorul nostru, Doamne Iisuse. Îți mulțumim pentru viață, îți mulțumim pentru sănătatea acestui micuț. Binecuvântează-L în viața Lui, Doamne, fie protecția numelui Tău, Doamne, peste El, Doamne, în viață, la primii pași, Doamne, la primele vorbe, Doamne, fie numele Tău, Doamne, peste părinți. Lasă binecuvântarea Ta deopotrivă, Doamne, peste tatăl și mama, Doamne. Binecuvântează-L și bunicilor de ambele părți, Doamne. Binecuvântează-L cum să le crește în aceste micuți, Doamne. Crearea Lui, Doamne, în viața Lui, Doamne, când va merge la școală, când va fi tânăr, adolescent, Doamne, și în viață. Binecuvântarea Ta, Doamne, să fie și să rămână peste El, Doamne, în sănătate și cu bucurie, Doamne. Îți mulțumim pentru harul pe care l-avem prin Tine. Ne închinăm, Tatăl Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos și ne închinăm și Te slăbim. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune că așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Matias. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Matias. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața Lui peste tine și să-ți dea pacea, Matias. Amin. Amin. Astfel să pună numele Meu peste copiii lui Israel. Și Eu îi voi binecuvânta, a spus. Doamne, bine ai intrat în dimineața aceasta cu acest copilaș în numele de Matias. Pentru că aminte, Doamne, când Iuda a căzut din apostolie și locul a fost numele Matias, un om vorbit de bine, un om credincios ție. Dimineața aceasta, Doamne, pentru că l-ai intrat pe acest copilaș, și te rog, Doamne, să-mi binecuvintez. Binecuvântă familia lui, Doamne. Binecuvântă părinții lui, Doamne. Te rog să lași protecția Ta peste el, Doamne. Ajută-L să facă alegeri bune în viață, Doamne, să aleagă întotdeauna cuvântul Tău, să trăiască o viață de neprihănire, Doamne, fiind un om corect înaintea Tău, Doamne, să tărește, sprijinește, protecția Ta să fie peste El. Doamne, binecuvântă-L pe mamă, dacă Te-a supărat cu ceva în timpul sarcinii, te rog să o ierți. Binecuvântă-L pe tată în continuare, în slujba care o face. Lasă protecția și binecuvântarea Lui Ta peste întreaga familie, Doamne, și peste copilașul acesta. Trăiește binecuvântări spirituale și binecuvântări materiale, Doamne. Protecția numele Tău să fie peste el. Îl încredințez în mâna Ta, Doamne, și îți mulțumesc că Tu mă asculți. Amin. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Cristian David. Amin. Amen. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Cristian David. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Cristian David. Astfel, să pună numele Meu peste copiii lui Israel și Eu îi voi binecuvânta, a spus Dumnezeu. Amin. Părinte din cer, îți mulțumesc, Doamne, pentru această casă, pentru această familie. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Mileiță și pentru Livrea, pentru Irina, pentru Ana. Și de data aceasta, Tată din cer, îți mulțumesc, Doamne, pentru Cristian David. Te rog, o Dumnezeule din ceruri, în îndurarea Ta și în dragostea Ta, întinde-ți brațul Tău cea sfânt peste el. Mâna Ta perforată de cuiul ostașului roman și sângele iubirii Tale și sângele iertării Tale să fie, Doamne, peste viața lui, să fie, Doamne, peste sufletul lui, să fie peste Duhul lui, să fie peste trupul lui. Dumnezeule din ceruri, clădește în el, o Doamne, o inimă curată, Dumnezeule, pun un Duh nou și statornic și Duhul Tău cel Sfânt, o Doamne, să-L însoțească încă de la vârsta aceasta în toată viața Lui. Te rog, o Părinte din ceruri,
dăruiește-i, Doamne, binecuvântarea Ta. Și atunci când va fi mare, Doamne, și va crește și va înțelege toate lucrurile, ajută-L, Părinte, din ceruri să încheie un legământ cu Tine, să-și predea viața în brațul Tău cel Sfânt, în mâinile Tale de Dumnezeu. Poartă-i de grijă, Doamne, în lumea aceasta, pe pământul acesta în care zace cel rău, întunericul și păcatul. Dumnezeule din ceruri, ocrotește-l și păzește-l în numele Tău cel Sfânt. Îndurarea, pacea, înțelepciunea și puterea Ta cea Sfântă să rămână peste el. Părinte din ceruri, binecuvintează-i familia, Doamne, părinții, Dumnezeule din ceruri, și ajută-l, Doamne, să nu ducă lipsă de pâine, să nu ducă lipsă de haina care să îmbrace, să nu ducă lipsă, Doamne, de liniște și de pace, Doamne, și numele Tău cel Sfânt să fie, Doamne, peste această casă. Glorie Ție, Domnul nostru! Aleluia! Slăvit să fie numele Tău cel Sfânt! Osana, Te onorăm, Te binecuvântăm și îți mulțumim, o Doamne, că Tu ești acela care dai binecuvântarea. Mărire Ție, Domnul nostru! Ascultă-le, Doamne, rugăciunea, binecuvintează tata și mama și toată binecuvântarea Ta să rămână peste ei. Glorie Ție! Amin! Mulțumim Domnului pentru binecuvântarea pe care a acordat-o deja copiilor, părinților, familiilor care au dus copii la șef și nouă tuturor acelor ce au venit să îi însoțim și să fim alături de cei dragi ai lor. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți. Vă rog să vă reașezați. Domnul se pregătește să laude numele Domnului Dumnezeu, iar în acest timp, fratele Zaharia va veni în față.
s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, între muntele năfunilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și călare cu un măgar, pe un măgăruș, mânțul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste el, peste ei, și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte! Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroatele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el, Iisus, i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturare, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-a umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce suc? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a mas acolo. Amin. Care evreul o are mai accentuată decât
ei încercau să readucă în actualitatea lor un mare eveniment din istorie, din istoria lor. Scoaterea lor, poporul primat în Egiptul faraonic, prin puterea lui Dumnezeu și prin mijlocirea lui Moise și Aron, scoaterea lor din acest imperiu oprimant și ducerea lor înspre odihnă, cum numește Sfânta Scriptură, țara Canaanului sau Palestina, care s-au așezat prin Iisua. Vreau să vă spun din Biblie și merită reținut asta, că două evenimente sunt cele mai mari pe care noi le putem cunoaște. Unul este evenimentul creațional pe care Dumnezeu l-a săvârșit, el este titlul creației, atunci când a spus să fie, și al doilea moment, ca amplitudine, ca descoperire a Dumnezeului atotputernic în istorie, este scoaterea acestui popor formidabil din țara Egiptului și așezarea lor exact acolo unde sunt astăzi, după atâtea veacuri. Vă dați seama că în momentele acelea, Iisus, care făcea parte dintr-o familie evreiască și el, bărbat, fiind în casă, s-a dus și el la Ierusalim. Înaintea lui i-a ales numele, înainte ca el să sosească acolo, oamenii vorbeau despre el, îi se contabilizau minunile, semnele, lucrările extraordinare pe care el le-a făcut. Așa încât, în momentul în care el se pregătește să intre în Ierusalim, cum ați auzit, repede cei care îl simpatizau și erau aproape, la sfatul lui, la trimiterea lui, au pregătit totul pentru ca el să intre acest țăran din Galileea, care n-a învățat școală și a practicat urgheria până la pe la 30 de ani, să intre cu alura unui rege. Se împlinea astfel, dragii mei, pentru că această inițiativă n-a fost rodul unor aventurieri, ce a fost porunca lui Dumnezeu dată în Zaharia 9:9, pe lângă poruncă și păcăduință, saltă de bucurie fiica Sionului, iată că împăratul tău vine la tine, blând, smerit, neprihănit, călare pe mânsul unei măgărițe. Aceasta a fost porunca pe care a primit-o Iisus de la Tatăl și el trebuia să o aplice în acele momente, acolo. Dar pe de altă parte a fost și făgăduința lui Dumnezeu făcută națiunii lui, că într-o zi o să le arate pe cel pe care Dumnezeu l-a chemat să fie regele lor în vecii vecilor. Dragii mei, Iisus s-a conformat poruncii și rânduielii lui. Aici și să fac observație vis-a-vis de Domnul Hristos, despre care noi cântam și citeam aici că ne este tare drag și nu mai putem fără El și ziua și noaptea cerem să fie însoțitorul nostru și tot timpul ne gândim la El ca niște îndrăgostiți. Și așa este și așa trebuie să fie. Vreau să vă spun că acest Mântuitor Hristos a învățat sau și-a învățat contemporanii pe cei în mijlocul cărora a trăit atunci. Dar vreau să spun că și astăzi i-a învățat în patru moduri. Nu uitați asta. Cei ce vreți, notați asta. I-a învățat în primul rând prin cuvânt. Le-a vorbit el marele dascăl, marele învățător. Și învățătura Mântuitorului Hristos noi avem în Sfintele Evanghelii pe care vă îndemn să le citiți. Apoi, nu numai că el a învățat, dar el prin viața lui excepțională din punct de vedere moral a fost modelul care rămâne de referință în vecii vecilor pentru umanitate. E singurul om din istorie care n-a săvârșit niciun păcat niciodată, nici cu gândul, nici cu închipuirea, nici cu fapta. Sfântul Sfinților, cum l-a numit profetul Daniel în capitolul 9, mă învață Iisus ceva astăzi prin cuvintele conservate în Evanghelie, cuvintele Lui. Evident, dacă le citesc. Mă învață Mântuitorul Hristos pe mine astăzi ceva
pune ca model, zicându-mi, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Apoi, Mântuitorul Hristos a făcut o suită de semne și de minuni extraordinare care au uimit pe cei din vremea aceea și pe drept cuvânt a spus, niciodată n-a făcut nimeni așa ceva în istorie. Era adevărat. Semnele și minunile făcute de Iisus sunt o inepuizabilă sursă de învățătură duhovnicească. Dacă ne facem timp să stăm asupra lor și să reflectăm, ele sunt și pentru noi astăzi. Câți de aici ați ști, dacă v-aș întreba așa prin sondaj, câte minuni sunt în Evanghelie după Ioan povestit? Nu vreau să vă umiluți, nici să vă umiluți. Dar aș vrea să vă îndemn și dacă aș putea, aș face și mai multe decât să citiți în fiecare zi, cel puțin două capitole din Evanghelie, începeți cu Matei, duceți-vă până la Ioan, vă toarceți înapoi! Mai mult! Să aveți un caiet care să însoțească lectura biblică. Și orice scripire de frumusețe și adevăr duhovnicesc, notați acolo. Sunt mărgăritarele pe care trebuie să le atârnăm la gât. Sunt cercei care trebuie să-i punem în urechi. Sunt inelele care trebuie să le punem pe degete. La asta ne cheamă Dumnezeu. Ce conservator mai ești, o să-mi spuneți unii bugetele voastre. Nu sunt conservator. Ce v-am spus în citate din Sfânta Scriptură. Le-am citit și eu și mă lupt în fiecare zi să mă conformez. Să ne ajute Dumnezeu să ne facem aici. Și în al patrulea rând, Mântuitorul Hristos a învățat printr-o suită întreagă de gesturi. Avem învățătură, avem modelul viața lumii, avem semnele și minune. Să avem semnele de gesturi. Asta ne găsim și la profesa, dacă citiți Biblia. De exemplu, vrea să le spună ucenicilor, cam cum va muri el. Și atunci iau o plăcintă, iau o zimă și o rupe așa în fața lor și zice, vedeți, așa o să se frânge trupul meu pe calvar. Dar de ce faci asta? Să vă învăț că trebuie să intru în stare de jertfă, uite așa. Și că el o să fie înțepat cu lancea și o să-i curge sânge. Din coasta lui și din mâinile lui și din fruntea lui stăpân să despind. Uite așa o să pune, vedeți? Și-a turnat vin într-un pahar. Și ucenicii s-au uitat, dar nu au început. Dar a făcut un gest ca să învețe cam cum va fi sfârșitul lui Ierusalim. Apoi, un alt gest este exact acesta pe care cercetăm noi astăzi spre învățătura noastră duhovnicească, că aici nu Sfântă Liturghie. Acum cântăm, acum ne rugăm, acum binecuvântăm, acum lecturăm și până mergem acasă. Dincolo de toate acestea, e o școală lui Dumnezeu în care Dumnezeu ne cheamă să ne echipăm mintea cu adevărul Lui, că sunt eterne, sunt veșnice. Alt gest pe care l-a făcut și care a fost poruncit de Tatăl a fost gestul acesta. Când s-a suit pe măgăriță, când s-a lăsat învăluit în entuziasmul vățimii, când s-a lăsat copleșit de o sanală, inclusiv al copiilor, și tăcut și singur în această mulțime imensă care l-a clamat, urca spre Ierusalim și s-a apropiat de poarta cetății, de unde avea să intre în cetatea mare de împărat. Este un gest făcut de Hristos la Bărâncul Dumnezeului ca să le arate că nu irozi, că nu cei care vor veni după ei, că nu Roma imperială, că nu alte puteri politice care se vor vântura pe pământ, vor furniza lui Israel adevărata căpetenie. El este cel pe care Dumnezeu l-a ales să fie în vecii vecilor căpetenia poporului Său. Ce dragii mei, e bine atunci când citim un episod din Evanghelie să ne uităm la modul cum ne informează celelalte evanghelii. De exemplu, nu știu câți ați fost curios să vedeți ce spune Marco la capitolul 11. Sau Luca la capitolul 19. Sau Ioan la capitolul 12 în Evanghelia asta. De multe ori, suntem așa de diferență. Vedeți, nu l-au citit, gata. Însă vreau să vă spun și
Marea, Luca și Ioan, textele care vorbesc despre intrarea în Tutorul Universitatei. Veți vedea ce complexe sunt cuvintele și oralele pe care mulțimile acelea inflamate adunate acolo și entuziasme le spun cu voce tare, poate cu mâinile ridicate spre Dumnezeu, curau-o de critic, aruncându-și hainele sub copitele măgărușului. O Biblie întreagă se găsește în cuvintele acestei mulțime entuziaste a mulțimilor de ucenici și a celor 12. Un plan al lui Dumnezeu întreg, aproape, găsim în aceste cuvinte. Nu vă citesc versetele, dar vă spun, având în vedere tot ce spune Marcu, Luca și Ioan. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Fiul lui David. Împăratul lui Israel. Binecuvântată este împărăția părintelui nostru David. Pace în cer. Osana. Un mănunchi de adevăr. Împăratul acesta nu este un uzurpat. El vine în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis. Auziți? El nu este un aventurier însosit la cap o idee să pună mâna pe sceptru, coroană și tron și să stăpânească niște mulțime oprimându-le. Nu! El este fiul din dinastia lui David pe care Dumnezeu l-a promis părintele nostru cu jurământ. 2 Samuel, capitolul 7, la versetul 13, în jos. Binecuvântată este împărăția părintelui nostru David. Cu alte cuvinte, împăratul acesta vine să aducă o stare divină peste această națiune. Împărăția părintelui nostru David. El este împăratul lui Israel. Și ceea ce el are de gând să facă, are aprobarea cerului, pace în cer, slavă, locurile prea înalte. Osana care înseamnă Doamne ajută, Doamne izbăvește, Doamne intervino. Dar dacă am luat toate aceste sintagme, toate aceste propoziții spuse de aceste mulțimi, în bucuria acestui praznic, repet, am avea acolo planul lui Dumnezeu cu privire la Iisus și cu privire, cel puțin, la națiunea din care El făcea parte. Iisus a fost evreu. Dar, în ciuda acestui moment frământat de entuziasm, de bucurie, de mulțeală, de țipete, de strigăte de copii, de proteste din partea cărturașii fariseilor, în ciuda acestei răbufniri sărbătorești, se întâmplă un lucru. Mântuitorul Hristos va surprinde această culoare într-un mod extrem de neplăcut. Va surprinde tot atât de neplăcut mulțimea ucenicilor care au fost pe aceeași frecvență cu mulțimea. Și de asemenea și pe cei 12, cei preferați, cei de lângă el, în aceeași spre seară, spune Evanghelia. În loc a mulțimii și în onoare să asiste la lucrurile fortereței Antonia, unde era garda romană, ce cea sua Ierusalim se văd și acum lumele fortereței Antonia. În loc să cucerească fortăreața Antonia, în loc să strige împotriva cezarului, care stăpânea tot internul, țara sfântă, în loc să răstoarne arduvila, virtuare romană la pământ, Iisus pâș-pâș dispare și se duce în casa lui Lazar, în Betma. Și când se așteptau mulțimile la momentul foarte acestei promisiuni, ia împăratul de unde vine. Fără să Evanghelie subliniază aspectul acesta. Ucenicii au fost profund dezamăgiți.
care l-au trăit mulțimile care se adunau la Ierusalim pentru Marea Sărbătoare a Paștelui, Exodului și Liturgiei, în câteva zile se va transforma exact în reversul. Oamenii aceștia, mulțimile acestea, s-au văzut păcălite, trase de soare, amăgite de acest Galilean, care în loc să ocupe tronul lui David, fuge și vine în conferință. Tot acest entuziasm zic, peste câteva zile se va transforma într-o indignare turbată și într-o ură de moarte împotriva acestui impostor. A fost arestat și s-a știut în Ierusalim că a fost arestat Galileanul. Cel care a strânit și scormonit Ierusalimul. Mulțimile s-au adunat și Pilat i-a întrebat. Ăsta este împăratul vostru, vreți? Nu! Ce să fac cu el? Răstignește-l. Pe cine să vă dau în schimbul lui? Dă-mi pe Baraba tâlharul. Dă-mi un tâlhar în locul celui în onoarea căruia am strigat Osana. Binecuvântat este cel ce vine în mine. Ce schimbătoare este psihologia mulțimii? N-avem alt împărat decât pe Cezarul, la moarte cu el. Nici măcar să nu-l răstigniți, așa cum au loc răstignirile în monora. Pune-le între doi tâlhari. Că e de teama lor. A înșelat, a mințit. Ai dus în eroare pe poporul lui Dumnezeu. Am stat citind acest episod și gândindu-mă la el, să văd ce învăț eu din cine. E sărbătoarea florilor, nu știu ce, unii umblă cu crește, sau ce, sau cu crește, tei, mână și așa mai departe. Ce învăț eu de aici? Momentul acesta istoric este extrem de important. Dumnezeu a dat acestui popor o promisiune. Și promisiunea este regele din dinastia lui David. Și l-a trimis în mijlocul lor călare pe mânsul unei măgărițe după profeția profetului Zaharia, profetul exilului. Post-exilii, după exil. Dar pentru că oamenii aceștia au primit promisiunea de la Dumnezeu și au primit. Oamenii aceștia n-au știut un adevăr pe care nu-l știm mulți dintre noi și de aici chinurile noastre. Murmurele noastre împotriva lui Dumnezeu? Protestul nostru cu graiul sau tăcut împotriva lui Dumnezeu? Țihma pe care o încercăm în inimă împotriva celui prea înalt care ne dă promisiunile lui? Făgăduințele lui, angajamentele lui. Dar ceva nu ne dă Dumnezeu atunci când ne dă promisiunile lui. Știți ce nu ne dă? Timpul în care promisiunea se va primi. Și de aici, marile noastre dezamăgiri. Câți plângem și spunem lui Dumnezeu, nu te țin de cuvânt. Trece viața mea și ce ai spus, nu se primește. Mi-ai dat făgăduința ta în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea. Și nu văd nimic din ceea ce tu ai spus. De ce? De ce trăim aceste angoase și aceste stări teribile ca și credincioși? Mă refer la ceea ce aveți o viață duhovnicească, cu adevărat, nu la ceilalți, că sunt creștini foarte superficiali, care habar n-au ce să spune la vor. Dar cei care ne legăm de promisiunile lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Petru, El ne-a dat promisiunile Lui de spus de mari și scumpe. Și toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt pentru noi. Repet, un lucru nu legă Dumnezeu. Agenda lui. Calendarul în funcție de care El va împlini ce ți-a promis. Asta nu ne dă. Dar noi pretindem să ne dea și făgăduințele și să ne dea și calendarul. Când se va împlini? Miercuri. Bun. Duminică. Foarte bine. Anul viitor. Excepțional. Să învățăm ceva din Sfânta Scriptură. Dumnezeu de bisericii sale și celor credincioși, cum a dat lui Israel această
N-ați trecut prin vas dezamăgiri. N-ați plâns niciodată văzând că numai nu se mai împlinește ce spune Dumnezeu. Și am plâns și ne-am tânguit și ne-am supărat pe El și am întors spatele și iar ne-am întors cu fața spre El. Așa e relația cu Dumnezeu. Poate să fie tulburată adesea de astfel de stări. Până când am înțeles, Dumnezeule, promisiunea mea, promisiunea ta este a mea, iar timpul în care vrei să o împlinești e timpul tău. Este o încercare pentru credința noastră. Să știi, să aștepți. Și nu poți aștepta toate decât dacă ești credincios. Trece timpul de societate, nu se împlinește. Trece viața, nu se împlinește. Trece o generație, nu se împlinește. Curge istoria cu Mântos, Domnul nu se împlinește. Și eu să stau liniștit, să aștept timpul lui Dumnezeu. Pentru asta ne trebuie credință. Cunosc persoane care s-au depătat de Dumnezeu și au ajuns pântuiți de 8 demoni loc de 1. Când au văzut că viața lor nu se împlinește, ce le-a spus Dumnezeu aici în Biblie? Vreau să vă citesc din profetul Ezechiel și mă bucur de cei care puteți să urmăriți în Biblie sau să vă notați pe ceva. Gradul de degradare morală din Israel în vremea profetului Ezechiel se datora acestei necunoașteri despre care noi vorbim aici. Necunoaștere pe care n-au avut-o mulțimii de la Ierusalim. Ei n-au știut că timpul în care Iisus se va instaura ca rege, când era sus, a sosit o rege de timpul coronării în sărbători. De aici ura lor și răstignirea de mai târziu. Citim noi 22 așa. Fiul omului, zice Dumnezeu, adresându-se lui Ezechiel. Ce înseamnă acest cuvânt de bajocură pe care îl întrebuințați în țara lui Israel? Zilele se lungesc și toate vederile rămân neîmplinite. Ce înseamnă batjocul aceasta în gura voastră? Că Dumnezeu promite și nu se ține de cuvânt. Dar ți-a dat și timpul în care l-am fixat, nu ți-l-a dat. Păi dacă nu mi l-a dat, l-am fixat el. Și cine? Dacă Iisus nu s-a instaurat ca rege la Ierusalim, cine a fost de vină? El? Nu. Dumnezeu? Nu. Dumnezeu le-a dat regele, dar nu le-a dat timp când regele acesta va fi încoronat. Vă dați seama ce lucru extraordinar este lucrul acesta? Adesea oamenii se revoltă împotriva lui Dumnezeu atunci când văd că așteptările lor, conforme cu agenda lor, nu sunt onorate de Dumnezeu care a dat promisiunea. Dacă deschideți Biblia, sunt foarte multe exemple. Vreau doar să marcăm acest gând, care este practic, zic eu, cu ceea ce citim în Numeri la capitolul 16, unde are loc o revoltă în sânul națiunii lui Israel, care se îndreptați pe țara promisă. La un moment dat, un grup de oameni, conștienți de promisiunile lui Dumnezeu vis-a-vis de intrarea în țară, în țara în care curge lapte și miere, au văzut că nu mai intră în țară. Că nu mai sosește ziua care să poată să intre în țară. Și ce s-au gândit ei? În loc să creadă ferm, în loc să rămână în credință că Dumnezeu ce spune, se ține de cuvânt, credincioșia lui este tare ca cerul. L-au luat pe Moise așa de revelul hainei și au spus de la obraz următoarele cuvinte. Ascultați în Numeri 16 de la versetul 13. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie. Te vrei să mai și stăpânești peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii? Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne sui! Fraților și oameni, de unde vine revolta? A mințit Dumnezeu când a promis țara? Nu. Dovadă că a scos cu mână tare și cu braț întâi din Egipt. Dar de unde vine revolta aceasta? Din agenda lor? Cam într-un an de zile trebuie să intre. Nu. 9, 5, 1. Eu sunt de părere că 2. Nu scrie în agenda asta. Scrie făgăduința acolo. Nu ne sui. Tu crezi că poți să iei ochii
De aceea Domnul spune prin profetul Habacuc un verset mângăitor pentru noi. Iată ce spune Domnul aici, în cuvântul capitolul 2. Zice, Domnul mi-a răspuns, zice Habacuc, și a zis, scrie prorocia și zapă pe table ca să poată fi citită ușor. Așa cum citim noi Biblia ușor. Și pe telefonul mobil, și pe internet, și pe calculator, și în carte. Să se poată citi ușor. Dar asta e problema. Problema este asta. Și zice Domnul mai departe. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, din punctul tău de vedere, adaug eu, dacă zăbovește, așteaptă-o că își va veni și se va împlini negreșit. Asta îmi spune din Dumnezeu, având în vedere promisiunile lui mari și scumpe. Cei 310 ani. Se ferim de generații. Toate se schimbă. Dar nu este promisiunile lui Dumnezeu. Nu mă ceară așa câteodată. Mă ceară. Că de-aia am înțeles textul acesta biblic în spiritul în care a trăit mulțimile vreme. Pe mine mă ceară. Și atunci mă întorc la aceste versete fundamentale. Și mă gândesc la ele și zăbovesc asupra lor și îmi dau seama că poți să caz din credință dacă ții mai mult agenda ta în care ți-ai scris termenul, calendarul tău, decât la calendarul lui Dumnezeu. Să lăsăm calendarul lui Dumnezeu în mâinile lui Dumnezeu, iar promisiunile să le apucăm cu credință și să le ținem în mințile și în mâinile noastre. Apostolul Petru spune în 2 Petru capitolul 3 ce să știți că vremurile din urmă vor veni batjocoritori care vor trăi după poftele lor. Fac ce-mi place. Dar cum au ajuns aici? Zice că ei zic și spun unde este făgăduința venirii lui. Că de când au adormit părinții noștri, toate rămân cum erau la începutul zidirii. Și dacă istoria asta nu curge spre punctul final, o megalie, cartea Apocalipsa, dacă e o istorie statică sau un ciclu, așa cum spuneau filozofii greci, atunci când ne distrăm până la epuizare și ne zbârne cineva și pe noi sub un covor de iarbă. Și s-a terminat. Miliarde de oameni gândesc așa. Copiii lui Dumnezeu nu gândesc așa, ci spun ceea ce spune Petru, tot în 2 Petru capitolul 3, un pic mai jos. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea Făgăduinței Lui. Cum cred unii? Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Că i-a copleșit cu promisiunile Lui. Și a spus, no, timpul e al meu, nu e al tău. Ai răbdare, roade-te, plânge, crede, fă tot ce poți. Și așteaptă. Așteaptă prin credință. Deși voi prea iubiților, zice tot apostolul, tot în 2 Petru capitolul 3, mai spune, zice, și voi trebuie să fiți că așteptați aceste lucruri, adică un cer nou și un pământ nou, în care va locui de prihănirea, moarte, țipă, durere, lacrimi, nu vor mai crea pe 21. Pentru că așteptați aceste lucruri. Dați-vă și voi toate semințele să fiți găsiți la venirea Lui, fără vină, fără prihană și în pace. Când ai făgăduință, și nu aștepți după calendarul lui Dumnezeu, ci după calendarul lui Dumnezeu, e prea ușor. Dacă o aștepți după calendarul lui Dumnezeu, așteptarea aceasta va fi marcată de sfințenie, de rugăciune, de propovăduire, de viață frumoasă, de adunare, de lucrare lui Dumnezeu și de ascultare. Așteptarea aceasta este o stare de eroism. De aceea nu se spune despre robul de trebnic din Evanghelie, din Matei 24. Dar dacă este un rob de trebnic care zice în inima lui, stăpânul a pus să gospodărească acolo peste avuțiile lui, stăpânul meu, zăbovește să vină. Dar de unde știi că zăbovește? Păi, dacă mă uit eu la socotelii de mele, dar nu am nimic. Dar cine este de tu să faci cu socotelii? Lasă-ne mai iar socotelii. Tu fă ce ți-a spus. Zăbovește să vină, zice, începe, mănâncă și bea cu bețivii și bate pe tovarășii lui de slujbă. Când agenda e la mine, voi ajunge pe
condamna cele două zile turbate din Ierusalim. Asta în primul rând și să nu uitați adevărul acesta. Mulțimile nu au știut. Au vrut să aplice momentul acela istoric, să-l aplice timpul lor. Și s-a transformat entuziasmul lor într-un soi de satanizare. Așa se întâmplă. Mulți dintre voi poate aș citi cartea Dezamăgit de Dumnezeu. Eu n-aș fi scris o astfel de carte niciodată. Mai mult, aș fi pus un astfel de titlu și știți că se cumpără. Și eu mă uit la taracă cum cumpără Dezamăgit de Dumnezeu și știu pe ea că o să vadă dacă nu cumva autorul, nu-i pronunț duhovnicean, dacă nu cumva autorul îi dă dreptate, dacă nu vine să le documentezi stările rele în care se găsesc, porniți și ei împotriva lui Dumnezeu care tot spune, dar nu mai face, ca să se simtă acum mai legitim în starea aceea, rea în care se găsesc. Dacă și ăsta spune că Dumnezeu ne păcălește, ne trage pe zboară, zice și nu face, înseamnă că nu-i chiar atât de dramatic așa asta. Mai vedem ce facem după ce citim cartea. Foarte interesant. Dumnezeu nu dezamăgește pe noi. Noi ne dezamăgim singuri. Pentru că noi spunem, acum împlinește sfărătărința. Dumnezeu și-a păstrat pe noi sine timpul, iar mie ne-a dat promisiunea să nu uităm adevărul acesta și să rămânem sfântă și bună și eroică așteptare. Să ne ducem de la adunare cu noastră. Să facem inventarul stărilor noastre sufletești intime, pe care le trăim în solitudine, retragere, fără să ne mărturisim și ne vom regăsi în psihologia mulțimilor din ziua de flori. Interesant ce mă prinde Biblia asta, mai mult decât un rânghel, în fața care m-aș putea expune într-un fel. De aceea de Biblie nu te poți lăsa. Să vedem ce vreau ce-am spus. Fie și așa cum am spus. Dar Mântuitorul Hristos, cum am zis, pleacă, se strecoară și fuge în Betanie, în casa lui Lazar, a Mariei și a Mariei. De ce n-a luat tronul David? De ce n-a pus mâna pe coroană și pe sceptru? De ce n-a declarat un război Rome? Numele lui Iisus este Iehoșua, Iosua, Iosua cel de odinioară, care a introdus poporul în țara Canaanului, zdrobind și călcând în picioare șapte civilizații, șapte națiuni. Și a instalat poporul lui Dumnezeu acolo, turma lui Dumnezeu. Dar de ce n-a făcut și acest al doilea, Iosua, Iehoșua, Iisus? De ce n-a făcut și el așa ca predecesorul lui? Pentru că din punctul de vedere al lui Dumnezeu și pe mine asta mă interesează, nu mă interesează punctul de vedere istoric, nu știu ca punctul meu de vedere și nici al vostru. Pe mine mă interesează punctul de vedere al lui Dumnezeu. De ce? De ce l-a făcut asta? Nu știți de ce? Simplu și clar. Pentru că în ordinea lui Dumnezeu care este adesea altă decât ordinea noastră umană, la glorie, la slavă. Iisus trebuia să fie împăratul împăraților și Domnul Domnilor toți. Și de El să asculte toate națiunile Pământului. Și toată planeta aceasta să fie sestra pe care a dat-o Tatălui și cosmosul întreg și îngerii să-i se închine. Epistola către evrei, epistole Sfântului Pavel, cărțile profeților, Daniel, capitolul 2, la gloria pe care Dumnezeu a pregătit-o nu se poate ajunge decât trecând prin suferință. Ați înțeles? La gloria, la slavă pe care Dumnezeu a pregătit-o nu se poate ajunge decât prin suferință. Nu există scurge cu încări. Știți că Satan s-a dus la Iisus și a spus închine de mine și toate împărățiile lumii ți le dau ție. Ce a propus Satan? Foarte cald. Pentru că toți demnitarii lumii care s-au peridat pe scaun de domnie, care tot timpul s-au răsturnat, au ajuns la gloria de a fi ori prin minciuni,
Asta n-au priceput ucenicii. Avem o mămucă foarte afectată de viitorul copiilor ei. Bine să fim afectați și preocupați de viitorul copiilor noștri, dar nu până la obsesie. Învățătorul, mama fiilor lui Zebedeu. Învățătorul din capitolul 20. Un capitol mai repede decât 21. Acum. Te duci la Ierusalim și acum poți să fie rege. Săraci. Aș vrea ca feciorii ăștia, doi strahori, să fie doi miniștri, unul la stânga și unul la dreapta. Da, s-a îndreptat în timpul Hristos. Da, voi știți ce cereți? Sigur că știu. Slavă, miniștri, funcții. Și așa te duci la Ierusalim să fii proclamat ca rege. Vrem să ne pui acolo unul de dreapta și altul de stânga. Voi nu știți ce cereți. Vreau să vă întreb ceva ce în viitor. Puteți voi bea paharul pe care am să și să fiți botezați cu botezul în care am să fiți botezați. Eu? Putem! E adevărat că nu veți bea. De ce ați zis Mântuitorul așa? Voi greșiți. Înainte ca să fiu rege, așa cum am spus, el trebuie întâi să mor. Să fiu lepădat, bătut, scuipat, dezbrăcat, ori pușcă, biciuit, și pus pe o cruce. Ăsta-i drumul lui Dumnezeu spre glorie. Și voi, pocăiții, nu înțelegem asta. Că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Nu necazuri care vin de la condiția noastră umană, ci necazuri despre care vorbim Mântuitorul a spus, în lume veți avea necazuri. Dacă te pocăiești, ai necazuri. Nu-i vorba aici de bol, nu-i vorba aici de bol, că-ți moară cineva, dar ce este vorba de ispite, de lupte, de încercări, de confruntări pentru credința ta, toate acestea vin din faptul că am acceptat să urmez pe Mântuitorul Hristos. Apostolul Pavel avea să spune clar, toți cei ce vor voi să trăiască de vreme cu Hristos vor fi prigoniți. Nu visați democrații în care există libertate absolută. Astea sunt minciuni. Dacă noi am vedea ferocitatea cu care ne urește lumea acum, ne-am îngrozit. Trebuie doar o scânteie. Pentru ca oamenii să tăpărească asupra jocului în jocul și să-i sfârșie în bucăți. Nu să vă credeți asta. Dar Mântuitorul Hristos a spus, vei siguriți de toți din pricina dar cine va arăta până la sfârșit va fi mântuit. Nu vă faceți iluzii. Pocăiții nu pot guverna. Ei nu pot fi miniștri astăzi. Ei nu pot fi în corpul prezidențial. Ei nu pot conduce state. Nu vă amăgiți. Toate acestea sunt minciuni și iluzii diavolești. Dacă Hristos a condus, dacă el a fost un factor decident în lumea politică a vremii lui, atunci și eu pot. Dacă el a fost scuipat, pocărit, bătut, hulit, jignit, făcut să sufere. Permiteți-mi să vă spun, asta mi este convingerea de aici. Ăsta e și destinul nostru și destinul meu. Vrei să accepți sau nu vrei? La glorie nu se poate ajunge decât așa cum a ajuns Iisus. Și cum a ajuns Iisus? Trecând prin corpul ta. De unde trece Domnul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu, că în 1 Tesaloniceni se pare la capitolul 2, dacă indică exact acolo, că Dumnezeu ne cheamă la Împărăția și slava sa. Sau 2 Tesaloniceni, capitolul 2, zice un verset acolo așa, iată, dar la ce v-a chemat el prin Evanghelia voastră? Ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Care este să mă împărtășesc din slava Domnului Iisus Hristos. Nu să stau acolo în pământ o eternitate, ci să mă scol și să fiu proslăvit împreună cu el. Dar la slava aceea se poate ajunge oricum? Sigur! Nu este decât o singură cale. Calea lui Iisus. Ce n-au înțeles mulțimile? Că Iisus trebuie să moară, apoi să fie rege. Ce n-au înțeles ucenicii?
că Iisus trebuie să fie sacrificat, apoi glorificat în Rege. Se duc doi oameni triști. Și cum le era starea sufletească, așa le era și privirea, așa le era și vocabularul, se duc spre Emaus. Și un străin ajunge din nou, urmă ce primă, Luca 24. Și intră străinul, vine la pască și zice, dar ce vorbe sunt acestea care vă schimbați interior? Și ei s-au întors în Dumnezeu. Ce Dumnezeu străină și Ierusalim care nu știe ce s-a întâmplat în zilele acestea în el? Ce le-a zis el? Cum Iisus din Nazaret, un proroc puternic în fapte și în cuvinte și așa mai departe, a fost prins, a fost omorât. Noi credeam că El va împărăți peste Israel. Dar astăzi este a treia zi în care, de când s-a întâmplat evenimentele, și nu știu ce să fac. Aveau așteptare. Ei au crezut că ea se va proclama rege, dar acum a murit. Și suntem dezorientați. Om nepricepuților și zăbatnici, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii și Moise care se sunt. Oare nu trebuia Hristosul să supere aceste lucruri și să intre în gloria Lui? Și a început de la Moise și la toți prorocii și le-a trebuit în toate scripturile ce era cu privire la Lui. Ca să-i înveți odată cu putere la slava viitoare, nu poți să ajungi cu pat, îmbrățișat, lăudat, aplaudat de către lumea aceasta, iubit până la pasiune, nu există așa ceva când este vorba de credincios. Dacă pe Domnul meu, omul absolut, lumea l-a împroșcat și l-a primit și a sfârșit-o cu el, așa cum ați auzit, afirm aici, în numele lui Dumnezeu, asta rămâne până la sfârșitul istoriei, soarta mea și soarta voastră. Suferind împreună cu Iisus, ca să fim și prosperiți. E ora 12. Mă întorc. Și vreau să vă citesc un verset, două canțuni la Scriptură și la Biblia, din Epistola către Evrei, tare frumoasă este această epistolă. Am citit și duminica. Ascultați-vă. Zice așa. Hai să citim mai multe versete și încheiem. Versetul 32 jos. Aduceți-vă aminte de zile de la început, când după ceasul dimineață, a spus o mare luptă de suferință. Ce este? Înseamnă să fii pe urmele lui Iisus. Pe de o parte era spus ca privilește mijlocurilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceea soarte cu voi. În adevăr ați avut milă de cei din temniță, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca unii care știți că aveți în cer o puțină mai bună care dăinuiește. Știm? Eu promis Dumnezeu. Atenție! Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă. Căci aveți nevoie de răbdare. Voi aveți această să primiți ce v-a fost pregătit. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel de prele va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi. Sufletul meu, zice textul biblic, nu găsește nicio plăcere în el. Noi însă nu suntem din cei care dau înapoi. Ci din cei care au credință pentru mântuirea sufletului. Aceeași problemă. Recapitulez și închid. Ce învăț eu în Duminica Florio? Că Dumnezeu, de toate făgăduințele Lui, mi le oferă mie. Dar timpul aplicărilor îi păstrează pentru El. Să rămânem credincioși și răbdători în așteptarea împlinirii promisiunilor Lui. A doua învățătură care o extrag din ce s-a întâmplat de Florio. La gloria lui Dumnezeu, la împlinirea promisiunilor Lui, care înseamnă așezarea noastră în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, veniți binecuvântați în Tatălui meu de moștenire împărăția care v-a fost pregătită la întâlnirea lumii, Matei 25.
primire de Iisus, chiar viața și-a dat. Asta e vântarea de modată, nu se mai cumpă. E liberă, va merge pe flori. Cu toți, cu președinte, cu guvern, cu biserică, toți! Nu, dragi mei, nu. Acolo ajung numai cei ce suferă din pricina lui Hristos și a faptului că și-au legat viața de El. Putem să spunem și noi, cum au spus voi singuri, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Fiul lui David. Binecuvântat este împărăția Părintelui nostru David și o așteptăm. O sală în cerul de prănal, de pace în cer. Putem să spunem asta. Și să ne punem toate nădejdea de harul care ne-a dus, iar până în plus așteptăm iertare, împlinirea încredinței a promisiunilor lui Dumnezeu, în lumea, așezarea noastră în credința veșnică. Să rămânem răbdători și credincioși în urma acestui episod. Cel puțin, în urma acestui episod evanghelic, pe care l-am citit astăzi și asupra căruia am reflectat. Amin. De dimineață, cuvântul Domnului îi spunea pe psalmiști, grăbește Dumnezeule, te mă izbăvește, te mă ascultă, te intervină. Și am învățat partea finală că așteptarea în credință, în pace și cu răbdare este un har de care putem să beneficiem fiecare în dreptul nostru, chiar în această zi de sărbătoare. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului. Să mulțumim Domnului împreună pentru binecuvântările date în a asculta rugăciunile noastre. Pentru binecuvântările date în dreptul copiilor mici, a tinerilor, a celor mari, a familiilor. Și binecuvântarea Domnului în ceea ce privește a accepta în tăcere ajutorul Domnului, așa cum spune în plângerile lui Ieremia. Și haideți, prin rugăciune, să mulțumim Domnului de rara bogată pe care ne-a dăruit-o astăzi, prin cuvântul Său, astăzi, în zi de sărbătoare. Domnul să fie peste întreaga adunare. Ne rugăm împreună Domnului. Yeah,
Și nu uităm, dacă familiile care erau aici au așteptat și simțeam cum băiețelul Matei mă ținea așa, mă strângea de mânuță, de mână, mă strângea cu mânuța lui de mâna mea, mă gândeam la familia din Timișoara, care cu acest copil, cu spectrul acestei operații și cu cea care urmează la orizont, ar vrea ca Dumnezeu să răspundă. Dacă i-a răspuns lui David, grăbește Dumnezeule să-mi răspuns, Dumnezeu să intervină într-un mod deosebit și în cadrul acestei familii, care cred că cu inima strânsă așteaptă ca mâine doctorii să acuteze degețelile copilașul acestui mic, dar Dumnezeu care este Creatorul, El să intervină într-un mod deosebit în această zi sărbătoare, să cerceteze și această familie și celelalte familii care au adus aceste cauze înaintea Domnului și inimile noastre fiecăruia în parte.